La ce distanță este sistemul educațional românesc de standardele, să zicem, de înaltă calitate, acelea care, la care te-ai raportat, să zicem? În mediul universitar suntem destul de departe. Departe în sens favorabil sau defavorabil? Sens defavorabil. Suntem departe de aceste standardele la care ne-ar face plăcere să ne raportăm. Și să vă dau un exemplu. Mă uitam pe datele pe care le-au raportat universitățile pentru clasificarea lor conform legii și am constatat cu mare tristețe că dacă iau producția științifică a doi foști colegi de-ai mei olimpici internaționali și dacă iau producția lor științifică pe ultimii 5 ani, două persoane. Vă spun și numele lor, Adrian Șaric de la Harvard și Mihai Bărboiu de la Montpellier. Deci dacă luăm producția lor științifică pe 5 ani de zile, ea este mai mare decât producția majorității universităților din România. Sunt doar 4 universități din România care au o producție științifică mai mare decât aceste două persoane, cert, care sunt de top la nivel mondial, dar asta ne arată distanța pe care avem de parcurs. Și altfel decât universitar, preuniversitar? În domeniul preuniversitar, sigur, nici acolo nu stăm foarte bine. Și rezultatele din acest an la bacalaureat au arătat adevărata față a locului în care ne aflăm. În mediul preuniversitar însă lucrurile pot să se schimbe prin mult mai multă disciplină, mult mai multă rigoare, pentru că există însă încă există foarte multă competență în sistem care din păcate nu este corect folosită. Și ați văzut și la examenele de titularizare, ați văzut și examenele pe care le-au dat profesorii, ați văzut că noi am încercat și anul acesta, vă asigur că nu vor intra la clasă oameni nepregătiți. Înapoierea aceasta, care este și în mediul universitar și preuniversitar, e una unitară sau, să zicem, în anumite zone suntem mai aproape, în altele suntem mai departe de... Bun, dacă luăm licee de elită din România, rezultatele în aceste licee pot să fie comparabile cu licee foarte bune din alte țări. Sistemul însă nu este compus doar din aceste puncte de elită. Este compus și dintr-o foarte mare parte care este sub standarde. Deci nu, sigur, nu este unitar. Distanța nu este unitară. Dacă luăm elitele și le comparăm cu elite, acolo suntem mai aproape. Dar dacă luăm masa sistemului, acolo nu stăm foarte... De cât timp ar fi nevoie pentru a ajunge decent de aproape, să zicem, de această lume academică, lume educațională decentă, să spunem, rezonabilă? Eu cred că dacă urmărim cu consecvență ceea ce se pune în practică acum, dacă urmărim pe o perioadă de 5 ani de zile, de acum înainte, ceea ce acum se înfăptuiește, ceea ce acum se pune în practică, eu cred că vom vedea primele rezultate, vom vedea primul salt. Și o să vă spun de ce. Dacă ne uităm la Polonia, de exemplu, Polonia a făcut un set de reforme în domeniul educației și eu cunosc bine pe ministra poloneză. A făcut un set de reforme foarte apropiat de cel pe care îl face România acum. Ei, la ei rezultatele s-au văzut în 3-4 ani și sunt rezultate spectaculoase. Polonia este între țările cu cea mai rapidă creștere a calității sistemului educațional. Deci eu cred că în 4-5 ani putem să vedem rezultate măsurabile, concrete. Eu sunt convins că vom vedea și anul viitor. Sunt convins că vom vedea și anul viitor și o să vă spun de ce. Foarte simplu. Începând din 2011, anul școlar 2011-2012, vom introduce, de exemplu, obligativitatea orei de lectură. Rezultatele la testele PISA ne arată că avem un număr de analfabeți funcțional foarte mare. Ce înseamnă analfabetism funcțional? Copii care știu să citească, dar nu știu să povestească ce au citit. Deci știu să citească, să distingă literele, cuvintele, dar nu pot apoi să reproducă ceea ce au citit, să povestească ce au citit. Ei, introducerea orei de lectură cred că va avea rezultate foarte rapide în acest sens. Cred că într-un an, doi, vom scădea foarte mult această rată a analfabetismului funcțional. De asemenea, anul care vine l-am numit anul luptei împotriva absențelor. Absenteismul școlar a atins cote mult mai mari decât ceea cu ce eram noi obișnuit în trecut și este prima cauză a unor rezultate slabe. Absenteismul nu doar a absenteismului elevilor, ci și absenteismul cadrelor didactice. Deci, vorbind de efecte, sunt domenii în care efectele se vor vedea foarte repede.
Sunt domenii, însă unde efectele se vor vedea, mai în timp. Mă refer din nou la bacalaureatul din acest an. Este marele câștig al bacalaureatului din acest an, este că ceea ce s-a întâmplat la bacalaureatul din acest an, este că acest eveniment are potențialul de a schimba mentalități, de a schimba atitudini și nu doar comportamente periferice. La ce mă refer? Să luăm caz practic, relația părinte-elev. Un părinte care îi spunea elevului, nu te mai du la fumat și la chefuri, du-te, pune mâna și învață, că altfel nu e bacalaureatul, înainte, elevul putea răspunde părintelui foarte simplu, spunându-i, ei, lasă că dau eu acolo șpagă și se face supravegătorul că nu mă vede și o să trec bacalaureatul. E bine, acest lucru acum nu se mai poate. Și atunci se stabilește o relație de reglementare, control și corectitudine între școală, părinte, elev, care este de natură să schimbe mentalități, să schimbe comportamente și până la urmă asta este ceea ce e important, pentru că se tot vorbește de curriculum. Lucru extrem de important. Dar haideți totuși să ne raportăm și la altceva decât la conținutul învățării. Să ne raportăm la atitudini, să ne raportăm la comportamente. Dacă facem un exercițiu de imaginație și ne imaginăm că în ultimii 20 de ani nu s-ar fi fraudat deloc în sistemul de învățământ românesc și că, hai să zicem că am fi scos 20 de promoții care nu știu ce sunt alea integrale, nu știu ce sunt derivatele, dar știu două lucruri simple. Unu, că regulile se respectă și doi, că nu se poate da șpagă. Dacă am fi reușit acest lucru timp de 20 de ani, astăzi, am fi avut în România 5 milioane de oameni. 5 milioane de oameni care n-ar fi știut ce aia șpaga și n-ar fi știut ce e acel lucru fraudarea. România ar fi arătat altfel. Dacă, dincolo de conținuturi, sistemul educațional ar fi oferit și ar fi dat tinerilor României și atitudini corecte și comportamente corecte. Și de aceea eu cred că e o luptă foarte importantă dincolo de conținuturi.